Of, tu la viața ești de plictisitoare. Pofti? Dar pe, e când o pleca Mihai cu Alex, o mă plictiseze, n-am noroc. Da, apoi a ieșit pe ușă, nu a trecut nici 5 minute de când a plecat. Păi dar bineînțeles, că nu ești tu de vină, cum să fii tu de vină, nu ești tu de vină. Da, eu nu zic că e cineva de vină. Dar ce faci? Arăncești pe mine chestii de alea psihanalitice. Psihologice. Psihologice, de care vă învață pe voi la facultatea aceea. La facultatea de construcții. Treaba voastră, cum îi spuneți. Eu mă duc la baie. Ce? Dar e și surdă. Da, atenție. Ce? Cinci ce? Cinci. Unu. Primul. Tu, băiat, om. Tu. Mickey Mouse. Umbli, mergi. Mergi. Iiu, du-te, du-te, du-te. Mă simt liberă ca pasărea cerului. Cum ai terminat așa repede? De asta cum a luat așa repede aici? Deci... Dau și nou. El era colegul tău de la Facultatea de Construcții din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca și a venit la tine să învățați pentru examenul de mâine. De poi mâine. Exact! Hai, tinere, dă-te mai încolo. Radu, zis? Radu, bun. Și cum ești tu? La facultate sau cum? Păi, da, ai zis mai înainte și unde îți și... Și cum îți place? Păi, da, ca în colegi de treabă. Colegi de treabă așa, ca Lavi, nu? Calavi și mai sunt acum. Ei, mai sunt, ori mai fi la Calavi. Și zi, ce intenție ai tu cu Lavi? Să învățăm. Ei, să învățăm, și să învățăm. Unde-s cărțile? Păi, unde-s dan aici? Dar pune aici, să văd, pe masă. Ce învățați voi? Ia să văd. Tehnici de combinare. A materialelor de construcții. Hai mă, Vlad, termină. Cu fiecare coleg faci așa. Ieși afară și lasă-ne să învățăm. Ieși afară. Ieși afară. Nu. Începem cu combinările mai ușoare. Încep. Ia numărul.